Începe anul școlar, iar părinții gorjeni fac eforturi pentru a le asigura copiilor rechizitele pentru școală. Bugetul de care dispun părinții în acest an este unul foarte mic, pe semne că economia județului este la pământ. Ce are nevoie în clasa noua? De nevoie de toate. Caiete, gumă, pixuri, de orice, tot felul are. Și cât sunteți, doamnă, dispusă să cheltuiți pentru aceste? Doamnă, nu avem posibilitate multă, noi avem posibilitate cât pe fondul facționar, că am o pensie de 2000 de jumătate. Deci cât sunteți dispusă să dați pe aceste rechizite? Haine cu haine cu tot. Mai mult n-am, da, pentru amândoi. La ce sumă intenționați să ajungeți, o sumă maximă? La 1 milion, așa. Deci 1 milion ce se cuprinde? Pentru un copil? Da. Ce se cuprinde? Rechizite, ghiozdan, haine, mai puțin, că mai iau. Comercianții spun că foarte rar un client lasă mai mult de 100 de lei în magazin, pentru că gorjenii nu își permit să cumpere toate rechizitele de la începutul anului. Care are buget mai mic, ia mai puțin la început de an și își mai ia pe parcurs. Deci oamenii pentru copii fac sacrificii. Cam care este bugetul pe care îl au părinții pentru rechizite? 100 de lei, deci se învârtă în jurul 100 de lei. Cu ghiozdan și rechizite. Există însă și persoane care fac sacrificii pentru a le oferi copiilor toată gama de rechizite. Acum luăm așa hăinuțe, ghiozdanul și lista o luăm când ne dă doamna educatoare. Nu știți încă de ce mai are nevoie caiet? Caiete acum sunt speciale, nu luăm noi. Aveți un buget stabilit dinainte? Cât veți cheltui pentru aceste lucruri? E prima nepoțică și nu... Cât trebuie. Îți place ghiozdanelul? Uh-huh. Tu l-ai ales? Da. De ce îți place? Ce îți place la el? Ăția. Maimuțoaiele de pe el? Da. Cine e acolo? Mini. De ce mai ai tu nevoie? De la mare. Deci îți trebuie mai multe ghiozdane, că tu înveți mult la școală, nu? Da. Ce culoare? Ce culoare vrei să fie ghiozdanele? Rogi. Toate să fie roz, da? Da. De ce? Așa îmi place mie. Pe lângă rechizite, ghiozdan și uniformă, anul acesta părinții copiilor care merg pentru prima dată la școală vor fi nevoiți să achiziționeze și manualele, întrucât Ministerul Educației nu a lămurit problema lor. Contestațiile au blocat procesul de editare, iar cei care nu își permit să le cumpere au de așteptat mai bine de o lună până când manualele vor ajunge la școli.